Say my name, if you love me, let me hear you. Say my name, say my name, I am dying to believe. Sunt cuplul momentului și au luat prin surprindere pe toată lumea. Paparații SpyNews.ro i-au surprins pe Alex Pițurcă și pe frumoasa Cristina Ih după lăsarea întunericului într-un restaurant de fiță din capitală. Cei doi porumbei au servit cina și nimic nu prevestea ce avea să se întâmple. La plecare, sub privirile paparaților Spy News, Cristina Ih a șocat pe toată lumea. Focoasa șatenă și-a făcut apariția la ușa localului cu un alt bărbat. Este vorba despre un prieten, Cătălin, care a adus-o acasă pe Cristina Ih. În același timp, Alex Pițurcă s-a făcut nevăzut, alături de un prieten. Eu nu cred în vrăjitor, dar cred că ochii tăi mi-au făcut ceva. Eu nu cred în nicio magie, dar cred că ochii tăi m-au vrăjit. În ciuda faptului că la restaurant se feresc de ochii curioșilor, se pare că atunci când e vorba de distracție, nu procedează la fel. Piții Junior și Angelina Jolie de România au petrecut noaptea trecută într-un club de fițe din capitală. Cei doi s-au sărutat, s-au îmbrățișat și au făcut risipă de gesturi tandre în fața tuturor. Alex Pițurcă a marcat golul de aur. De ce spunem asta? Păi cererea în căsătorie a fost impresionantă. Și la fel de impresionant este și inelul cu diamant de pe degetul frumoasei românce, care costă cât două apartamente în buricul capitalei. Da, nu e glumă. Suma ajunge la aproximativ 250.000 de euro. Cristina Ih nu s-a putut abține și a arătat tuturor prețiosul diamant. Mă râdesc pentru că nu sunt beată, nu beau aproape niciodată alcool, dar pur și simplu mă distrez. Așa că până dimineața!